Instrumentele muzicale de suflat din alamă. Cea de-a doua familie a instrumentelor de suflat este alcătuită din instrumente muzicale confecționate din alamă. Pentru emiterea sunetelor, instrumentistul își apasă buzele pe muștiuc, un bazin mic sub formă de clopot, care la margine are o bordură pentru sprijinirea buzelor. Să ne amintim din materialul educațional în care vorbeam despre instrumentele de suflat din lemn, unde spuneam că acestea își au originea în epoca primitivă, când omul sufla în frunză, în solz de pește, în scoică și chiar într-un corn de animal. Instrumentele de suflat din alamă își au originea în cel din urmă exemplu, cornul de animal. Prin găurirea unui corn de bivol, de zimbru, berbec sau unui dinte de elefant, omul primitiv a obținut un instrument muzical sonor și robust cu care la început emitea un singur sunet. Deoarece sunetul era foarte puternic, putea străbate codrii și câmpiile. Astfel, omului i-a venit ideea de a-l folosi la vânătoare sau ca îndemn de luptă. Folosind mai multe moduri de a sufla în corn sau prin perfecționarea modelelor primitive, s-au putut obține mai multe sunete. Cu timpul, materialele rudimentare au fost înlocuite cu fierul, argintul, sticla, bronzul sau alama. Cornul este instrumentul muzical pe care îl întâlnim la toate popoarele antice, dintre care amintim grecii, romanii, indienii, chinezii sau evreii. Se spune că Alexandru Macedon, în campaniile militare, folosea un corn uriaș. Sunetele acestui corn se auzeau de la zeci de kilometri. O altă legendă povestește cum Roland, nepotul împăratului Carol cel Mare, în timpul unei lupte duse în munții Pirinei, ar fi sunat din corn pentru a cere ajutorul împăratului. Cornul, la fel ca toate celelalte instrumente muzicale, a suferit diferite transformări, perfecționări, ajungând să fie introdus și în orchestra simfonică, în forma pe care o putem observa în imagine. Să ascultăm timbrul cornului. Trompeta este cel mai agil instrument de alamă. Timbrul său este mai puternic decât cel al cornului. Este un instrument muzical întâlnit la toate popoarele antice. La început era dreaptă, dar pentru a-i micșora dimensiunile, cu timpul a fost construită cu tubul încolăcit. Datorită sunetului său pătrunzător, strălucit, măreț, trompeta era nelipsită în anumite solemnități. Alături de corn, trompeta este unul dintre instrumentele muzicale folosite și în războaie pentru a îndemna la luptă. Să ascultăm timbrul trompetei. Trombonul este un alt instrument de suflat din alamă. Legendele spun că în ruinele orașului Pompei s-ar fi găsit doi tromboni confecționați din bronz și având muștiucul din aur. Să ascultăm timbrul trombonului, care este măreț și impozant.
Tuba este cel mai mare dintre instrumentele de suflat din alamă. Are o sonoritate gravă și aspră, măsoară un metru și are un pavilion uriaș. Pentru a putea cânta la tubă, instrumentistul stă pe scaun. În cazul în care trebuie să cânte în picioare, acesta sprijină tuba de un suport. Timbrul tubei este grav și impozant. Să ascultăm timbrul tubei. Care dintre cele patru instrumente muzicale ți-a plăcut mai mult? Argumentează alegerea făcută.